În cursul anului trecut, Agenția Județeană de Ocupare a Locurilor de Muncă Gorj a demarat o serie de obiective pentru a putea veni în sprijinul șomerilor din județ, dar totodată și pentru a stopa rata șomajului în județul Gorj. Prin programul de ocupare am încadrat 4642 de persoane, din care 2085 cu domiciliu mediu urban, 2557 cu domiciliu mediu rural, fiind încheiate 4308 contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și 334 de contracte de muncă pe perioadă determinată. Prin programul prin care urmărim angajările în localitățile din mediul urban, pe de o parte, la Motru, Rovinar, Târgu Cărbunești, am încadrat, cu sprijinul angajatorilor, bineînțeles, 397 de persoane față de targetul de 195. Prin programul prin care urmărim încadrările în două localități din mediul rural, mă refer la Câlnic și Polovraci, avem încadrate 56 de persoane față de 55 cât aveam prevăzut. Am acordat prime de activare unui număr de 96 de șomeri, prime de relocare unui număr de 9 șomeri, prime de inserție, 17 absolvenți au beneficiat de această primă de inserție. Am organizat două burse a locurilor de muncă, bursa generală pe 12 aprilie și bursa pentru absolvenți pe 27 octombrie, ambele la Universitatea Constantin Brâncuș, în complexul studențesc de Barcader. La cele două burse am avut un total de 1899 de locuri de muncă vacante puse la dispoziție de către angajatori, din care 108 pentru cei cu studii superioare, iar din cei 1187 de participanți, 546 au fost selectați pentru un interviu sau o probă de lucru, din aceștia fiind încadrați 384. Practic, ca și procent de plasare în urma organizării acestor burse, este 32%, ceea ce este foarte bine pentru o acțiune. O acțiune, bineînțeles, o acțiune bursă generală, o acțiune bursa pentru absolvenți. Prin programul de formare profesională am organizat 27 de cursuri la care am cuprins 515 persoane, din care 258 de șomeri indemnizați, 250 de șomeri neindemnizați și 7 persoane cu plată, având planul de formare realizat în proporție de 100%. După cum am promis, am organizat cursuri de formare profesională în cât mai multe localități și aici mă refer la Târgu Jiu. Am avut 16 cursuri pentru agent de securitate, ajutor bucătar, babysitter, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, instalatori instalații tehnico-sanitare și gaze, confecționer, asamblor, articole textile, îngrijitor spații verzi, operator introducere, prelucrare, validare date, frizer, coafor, cofetar, patiser, inspector resurse umane, contabil, lucrător comercial și sudor. La Padeș am avut 4 cursuri, din care 3 pentru ajutor bucătar și 1 pentru sudor. La Târgu Cărbunești 2 cursuri, din care 1 pentru lăcătuș mecanic și 1 pentru ajutor bucătar. La Rovinari un curs de brutar, la Motru un curs de lucrător comercial, la Novaci 3 cursuri, din care 1 pentru ajutor bucătar și 2 pentru tâmplar universal. Diversitatea locurilor de muncă oferă oportunități pentru persoanele cu diferite niveluri de calificare și experiență.